găsit la Jurnal Economic. Vânzările de smartphone-uri la nivel global le-au depășit în trimestrul al doilea pentru prima dată pe cele de telefoane mobile simple, după ce au consemnat un avans de 46,5% față de aceeași perioadă a anului trecut, potrivit unei renumite firme de cercetare. Per ansamblu, anului 2013, analiștii se așteaptă ca vânzările de telefoane mobile, smartphone-uri și telefoane cu funcții de bază să se situeze la 1,82 miliarde de unități. Vânzările globale de smartphone-uri au crescut în trimestrul al doilea cu 46,5%, în timp ce telefoanele mobile simple s-au situat la numai 210 milioane de unități în aceeași perioadă. Samsung și-a consolidat poziția de lider în rândul producătorilor de telefoane mobile, cu o cotă de piață de 24,7% în trimestrul al doilea, notează analiștii. Vom avea tot mai puțin lapte românesc și tot mai scump, după ce China, cel mai mare consumator de lapte din lume, a anunțat că vrea să importe lapte din Europa. Startul scumpirilor pentru lapte și produsele lactate a fost dat mai devreme cu o lună față de anii trecuți. Dacă înainte prețurile creșteau începând cu septembrie, acum unul dintre marii producători s-a grăbit să adauge un plus de 2%. Motivul este însă același ca în fiecare an, costurile pe care procesatorii le plătesc pentru energie, combustibil și taxe. O altă justificare este evitarea concedierilor. Multe fabrici au avut pierderi și din cauza scăderii consumului populației și cererea externă mai mare ar putea crește prețul laptelui românesc pentru că fermele autohtone ar putea exporta în Rusia și piața asiatică. Anul trecut, România a exportat 160.000 de litri de lapte. Jurnalul Economic se încheie aici. Cu veștile din domeniu ne întâlnim mâine la aceeași oră. Vedeți acum cursul valutar al zilei. La revedere!